salut către toți românii din România, ne este dor de țară și continuăm să transmitem copiilor educația noastră sănătoasă, pentru că dacă reușim în străinătate sau în țară, reușim pentru că avem o educație sănătoasă, pentru că avem o școală solidă. Este foarte important să o continuați. Stimați profesori, nu vă descurajați, știu că salariile nu sunt încurajatoare și condițiile, dar este foarte important. Într-o zi sărbătorească pentru românii de pretutindeni, două reportaje deosebite cu generația nouă de români canadieni. Școala pentru minte, inimă și cultură Junimea Română din Montreal a împlinit 4 ani, în prezent fiind implicați benevol peste 30 de profesori. Echipa televiziunii române a fost de față la serbarea de sfârșit de an de la Colegiul Brebeuf din 15 iunie 2013. Primul meu contact cu comunitatea românească a fost chiar la școala românească aici, la Junimea Română. A fost un eveniment dedicat zilei de naștere a lui Eminescu. Și sigur că am deputat cu dreptul în comunitatea românească. Am avut o primire caldă și deosebită, pentru că cei de aici se ocupă foarte mult de copii și de păstrarea tradițiilor în Canada. De evenimente se întâmplă lunar. Avem sărbări lunare, asta pe lângă cursurile diversificate din cadrul școlii românești. Numai așa îi putem impulsiona pe copii să se apropie de Eminescu, de Grigore Vieru, de cântecele noastre populare și culte. Deci facem eforturi ca să continuăm tradițiile prin joc, prin sărbări, prin cursuri interesante. Astăzi suntem la finalul școlii românești, la finalul unui an școlar, în care avem mândria că avem 9 olimpici la nivel internațional. Pe Canada avem 9 câștigători cu diplome de aur și argint, deci românii noștri fac performanțe. Frumusețea și surpriza noastră este faptul că avem și copii de alte origini. Deci ne-a mers vestea, ne caută rușii, ne caută bulgarii, ne caută chiar și persoane de origine arabă, își aduc copiii la școala noastră și profesorii noștri de origine română își pot continua iubirea de a preda aici într-o școală românească. Românii sunt mai mult interesați de integrare în momentul în care ajung în străinătate și nu-și mai învață copiii românește. Deci păstrarea tradițiilor nu este o prioritate pentru români. Ei vor să reușească pentru că au venit pentru un vis, ori american, ori de altă natură. Dau totul pentru ca să-și refacă studiile, să-și caute un job și vor să reușească copiii printr-o integrare. Găsesc că greșesc, deoarece pierderea rădăcinilor și a limbii materne nu se mai reface. Dacă pierdem acest start și nu știm de unde provenim, va fi mare păcat pentru acești copilași. Și pentru asta am pornit această școală românească. Avem copii care continuă să vorbească românește sau avem copii care sunt la început, sunt la cursul de inițiere în limba română. Deci continuăm, vă așteptăm la activitățile noastre. Suntem un colectiv pasionat, suntem un colectiv entuziast și acesta este singurul nostru capital. Doamnele profesoare Iulia, Silvia, vă rugăm să fiți cu noi pe scenă. Vă prezint cu această ocazie pe noua profesoară de franceză a școlii românești, Silvia și Nicoleta, noua profesoară de franceză, și Silvia, care e profesoară de română. Le invit să se alăture colectivului, pentru că din toamnă le veți vedea la catedră. Copii, uitați-vă la fotografii, pentru că vom avea amintiri peste ani. Arătați diplomele și zâmbetele dumneavoastră. De
2 ani de zile am început să dau cursuri de pictură la școala românească și m-am implicat atât în partea de organizare, cât și partea artistică de organizare evenimentelor și accueil. Dimineața am întâmpinat părinții, practic am făcut benevolat foarte mult pentru această școală și astăzi am decis să donez o pictură care va fi vândută la licitație. Din păcate, aici nu se face foarte multă pictură, se face mai mult colaj, adică lipit și alte tipuri de arte plastice. Și primele 3-4 ore trebuie să îi învăț cum să țină pensula în mână și cum să amestece culorile. Dar după copiii prind foarte repede și după câteva cursuri deja sunt foarte, foarte îndemânatici. Că recită în limba română e poate de așteptat dacă ei iau premii de spelling. În englezește mi se pare că e și mai mult. E foarte bine. Grecii o fac, italienii o fac. Spuneam că sunt greci de 4 generații și învață copiii limba. Așa că, într-o societate liberă, democrată ca a noastră, eu cred că pentru copiii noștri să fie expuși la 2 culturi, și nu e oarecare, franceză și engleză, fără să uitând, de fapt, fără să uite, apartenența și limba maternă, care e datoria părinților, mi se pare că este o idee extraordinară. Toată lumea câștigă. Se pare că și exercițiul minții de la o vârstă foarte fragedă, nu într-o limbă, în 3 limbi, este foarte benefic. Bineînțeles, cursuri de cultură și civilizație românească, pe lângă cele de matematică, științe și de profil. Avem cursuri de muzică, deci vedeți aici copiii de la cursul de muzică, avem cursuri de pictură, de șah, de karate, e divers. Vă invităm să ne vizitați pe site-ul nostru, Junimea Română din Montreal, și să ne cunoaștem măcar virtual. Ne! San! Ce? Go! Mate! Que dá uma raiva com tu, camai. Ei! Camai. Né! San! Ei! Né! Camai. Atenție, nu facem o atê. Ei! Același lucru, mai fluid. Atac de picior, atac de mână și camai. Ei! Camai. Ne! Come on.
În ce măsură credeți că această școală poate, știu eu, uni mai mult diaspora română din Canada? Cred că are un rol foarte important și nu e doar o credință fără acoperire. Așa cum vedeți, se adună toate vârstele, de la cel foarte mic, de la un an, până la, nu vreau să spun, limita maximă. Și toată lumea vine cu căldură, cu deschidere. Și faptul că la o a patra generație, așa cum nu ați auzit deja un vorbitor, sunt la a patra generație în Canada. Și la a patra generație să fii vorbitor de limbă română și să păstrezi tradițiile românești, eu spun că e un element de coeziune a diasporei și de păstrarea identității românești aici. Când voiam din pădure, treia capra cu treiezi. Nu departe, dar lor casă, un rav și același trup, fără pic în el de suflet, căzduiau bătrânul lup. Ca vecini părau prieteni, capra bună, lupul blând, iezii fără griji prin curte, mai zburdau din când în când. Iar odată când s-ntoarse capra din vecinul sat, ce să vadă? În căsuță iezii toți erau supați. Toți venim aici, majoritatea venim pentru copiii noștri, pentru că suntem dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în România. Au trecut zeci de ani de la o revoluție în care noi ne-am pus toate visele și speranțele. La un moment dat, când vedem că nu merge treaba pe plan economic, ne întrebăm de ce și ne gândim că viața trece, dorim ceva mai bun pentru copii și de aceea schimbăm țara, societatea, limba. Este foarte grea integrarea și durează toată viața. Plătim un tribut foarte scump. Nu ne vedem familiile, în momentul în care ai un necaz în familie, îți dispare cineva drag, ești departe, toată viața ești dezrădăcinat. Ne mângâiem cu faptul că reușim pe poate pe plan material, dar este relativă această reușită. Nu vă faceți iluzii că în străinătate e pe roze. E aici o, cumva o lipsă a apropierii umane. Oamenii sunt mult mai individualiști și nu o să găsești niciodată căldura familiei din România, a prietenilor tăi din copilărie. N-ai să o mai regăsești niciodată. Și asta este o tristețe pentru toată viața. Deci, imigrația nu este deloc ușoară și e un tribut foarte mare de plătit. Așa că atenție mare când vă hotărâți să faceți acest pas. Și veniră chiar atunci pe lor idei. Cum să scape de probleme și problemele de ei? Ce-ar fi dacă ușa casei, în afară de zăvor, între noi rămâne vorba, ar avea și un vizor? N-ați vizitat voi ochii în patru să vedeți ce v-am adus? Orice fiară joacă teatru după ușe când eu nu sunt. N-am mai stat pe gânduri capra. L-a chemat pe cocostâr, a făcut ce-a zis că face și a plecat cu treabă în târg. Iar în casă, prin cenușă, iezi, zburdă, fac ce vor. Dacă n-au, au vizor la ușă, ce să le mai piese lor? Dar de unde nu se știe, n-a. Motivațiile sunt diferite față de anii 80, 70, 60, când se fugea de comunism. Acum nu se mai fuge de comunism, acum se dorește o altă experiență. Oamenii care vin în Canada sunt majoritatea specialiști într-un anumit domeniu, într-un domeniu al lor. Și vin pentru a căpăta o altă experiență. Nu mai fuge nimeni de România post-decembrist, cum era înainte, ci pentru a-și diversifica pregătirea profesională sau a trăi o altă experiență, eu așa spun, că vor o altă experiență. Există și români care nu reușesc și se întorc sau nu găsesc ce au sperat aici?
cred că peste tot există și români care nu se regăsesc într-un mediu, nu neapărat că nu reușesc profesional, ci pur și simplu nu reușesc să se adapteze într-o altă lume. E foarte greu, depinde și de vârsta la care te decizi să faci pasul ăsta. Și nu se identifică în cultura unui anumit spațiu, dar nu cunosc astfel de cazuri. Nu cunosc, dar probabil sunt. Cred că sunt. Și lupul la păru e pe lup. Văd afară, dar vede și lupul nu. Și atunci bătu la ușă. Toc, 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 toc. Cine e? Cum cine e? Eu sunt asta, mama voastră. V-am adus mâncare, vrei? Mama, zici? S-a întors din muncă și de când, mă rog, în plus, are mama coada lungă și urechile în sus. Un imigrant este obligat ca să își găsească un job pe măsură să refacă studiile. Deci toți care am reușit aici și care suntem angajați, am refăcut universitățile, suntem dublu calificați și suntem de zeci de ori mai buni decât candidații într-un interviu ca să ni se dea un job. Deci vă asigur că cei care sunt în afară, dacă s-ar întoarce în țară, să facă ceea ce au învățat din străinătate și să plieze pe realitatea românească, cred că ar fi un lucru extraordinar. Dacă s-ar proiecta un asemenea proiect, eu aș fi prima care aș veni în țară și aș participa la un asemenea proiect. Cred în întoarcerea românilor la un moment dat, în țara natală, și în reușita pe plan și social și economic, românii au un potențial extraordinar. Să știi, bate joc ușor, cum îi pasă rea în zbor. Să știi, bate joc ușor, cum îi pasă rea în zbor. Vai, bate, bate, bate bine! Că așa-i jocul românesc! Unde-i jocul? Bine, acolo joc și eu. Sunt extraordinar de mulți români. Când mergi la biserică de Paști, acum să închid, nu știu câte străzi. E bine, e foarte bine. Ar fi bine dacă ar fi și mai uniți români. Adică, manifestări ca astăzi. Dacă n-am fi, ca de obicei, dezbinați și fiecare trage pentru el, dacă s-ar găsi, știu eu, poate, un făt frumos, că noi suntem obsedați de făt frumos, dacă s-ar găsi acel element federator care să le... creștini ortodoxi, este o bogăție spirituală extraordinară pe care nu o găsești, nu o mai găsești nicăieri. Cum v-am spus aici, este foarte individualistă societatea, mulți sunt atei, sunt mândri că sunt atei, sunt foarte multe devieri, multe nereguli, multe racile ale societății. Nu ne plac aceste lucruri și ne-am întoarce oricând acasă la valorile noastre, la plaiurile noastre, de care ne este dor și să nu credeți că sunt nostalgică și depășită și desuietă, dar trăiesc realitatea și din România pentru că am familia și mă duc în vizită. Trăiesc realitatea și de aici și știu ce spun. Deci ne-am întoarce cu toată inima și cu toată experiența să punem umărul la redresarea țării și să le acordăm copiilor o șansă în plus să fie într-o țară frumoasă cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și în care poate că așa era dat să ne naștem și n-a fost întâmplător. Acum plecată de acasă îmi dau seama că îmi lipsește foarte mult și ca mine vă asigur că sunt mulți. Îmi aștept copilașii să vină și o să fie un lucru foarte, foarte drăguț, pentru că vor veni copiii de la școala românească, cu fiecare cu un coleg canadian și îi vor îmbrăca cu câte o ie românească, vor vorbi despre ia românească, vom spune poveștile specifice zilei de sânziene și specifice ie românești și cred că o să fie super, super drăguț, o să fie foarte frumos.
9 zile mai târziu, în 24 iunie 2013, la Consulatul General al României din Toronto, a fost adoptată și sărbătorită ca atare Ziua Internațională a IEI, o inițiativă românească ce a înconjurat pământul. Am văzut că foarte mulți oameni au fost atât de încântați de această idee și au început să vină cu idei, să vină cu fotografii, să vină cu fel și fel de lucruri frumoase în ceea ce privește IEA românească. Inclusiv au fost organizate evenimente pe 23 iunie și astăzi pe 24 în Italia, în Germania, în Japonia, în Thailand, am văzut, de către comunitățile românești de acolo. Așa mi-a venit și mie ideea ca să fac astăzi la consulat această promovare a IEA, să zic așa, îmbracă planeta în IEA românească. Și am zis, de ce nu? Pe colegii noștri de muncă mutual, care fac 24 de ore în 24 permanență, Ion și Maria, ce sunt îmbrăcați în două costume tradiționale românești din zona Bistrița Năsăud, sunt proprietate personală Antonella Malinescu, au aproximativ 85-90 de ani, deci până într-o 100 de ani, costumele au. Manechinele sunt de aici, din Canada, sunt canadiene. Deci am îmbrăcat canadieni în costume românești, ca să zic așa. Nimic nu este întâmplător cu această zi și cu această acțiune cu IEA românească, adică îmbracă planeta în IEA românească, o ziua universală a IEA. Pentru că sânzienele sunt... noaptea de sânziene este o noapte magică și se spune că tot ceea ce provine din ziua, deci din noaptea dinspre 23 spre 24 iunie și inclusiv în 24, este o zi magică, în care toată lumea trebuie să zâmbim, să fim fericiți, să fim buni, să fim ok. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim buni tot timpul anului, am mai spus-o. Deci este un lucru în care eu cred că noi, oamenii, trebuie să fim buni în fiecare zi a anului și să facem bine. Dar, pentru că este o așa zi magică, am spus... Și IEA este o îmbrăcăminte albă, cu sută, cu fir roșu sau cu fir albastru, depinde. Și în momentul acela am îmbinat aceste două lucruri și cred că o să iasă ceva frumos. Am zis, hai să o facem, haide să fie ceva deosebit. Ce să facă, ce să facă?